Salutare nocivanilor și urșilor panda, ei bine, de data aceasta jucăm un joc și mai horror decât cele de până acum. Uitați-l pe bunicul aici deasupra capului meu, puțin în dreapta acolo, cum își tot arată capul așa pe geam. Băi fraților, jucăm Grandpa și Grandpa este soțul bunicuței criminale și la rândul lui și el este un criminal. O să vedeți, o să intrăm în casa lui și o să găsim toate ororile din lumea asta, așa că pregătiți-vă pentru un nou video creepy și dacă vă plac genul ăsta de episoade și genul ăsta de jocuri, lăsați acolo un comentariu și neapărat lăsați un like, iar în cazul în care nu sunteți abonați, abonați-vă și apăsați pe clopoțel, bifând toate, am zis clopoțel în loc de clopoțel, nu contează, m-am încurcat, speriat de bunicuțul ăsta. Și încă ceva foarte important, dați click pe primul video din descriere, o să vă duc exact pe un video în care vă explic pas cu pas cum trebuie să intrați pe platforma Streamcraft, să-mi dați acolo un follow. Și o să vedeți acolo multe live-uri din partea mea. M-ați ajutat mult dacă ați face treaba asta și hai să vedem. Tot ce trebuie să facem, din câte știu eu, este în mare cam la fel cu Granny. Doar că acum ne urmărește bunicul și nu seamănă, să zicem, deloc. Pentru că, da, gen totul e diferit. Tot așa trebuie să avem grijă. Nu știu că e pe zile sau cum e. Opa, am găsit ceva. Am găsit Grinky, ok. O să plecăm puțin de aici. Pentru că el cred că vine din partea alaltă. Hai să închidem ușa. Bun. Ne uităm repede și pe aici. Deschide-te. Bun. Și logica jocului e cam aceeași. Așa, aici ne... Am înțeles. Ok, aici ne ascundem. Hai să stăm puțin să-l vedeți și voi pe bunicu. Bă, vine de sus. Cred că sensibilitatea tot e prea mare. E destul de creepy și jocul ăsta, vă zic sigur. Ia uite-l, uite-l, vine bunicul, uite-l, vine, 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 vine. Yo, vedeți că are greblă în mână, bosule. Tu l-ai, doamne. Bunicule, nu te uita la mine, bunicule. Pleacă? A plecat. Dar al dracu a deschis ușa. Hai să plecăm încet de aici. Tip-til, tip-til, tip-til. Și să-mi spuneți dacă mai vreți alte episoade horror și dacă mai vreți și alte episoade cu Grandpa. Oh. Silver Key. Pot să deschid asta? Ok. Și mă pot ascunde pe aici? Ai mult mai tare aici, bă, capeși o dată și te ascunde. Și pot să văd și eu prin asta? Bă, dar e nașpa, că nu pot să vezi ca lumea prin asta. O să stăm puțin aici, în cazul în care bunicul cumva se apropie, să, na, să fim cât de cât safe. Și dacă știți cumva jocul... What? De ce m-am mutat? Uai, am crezut că m-a prins. Dacă știți cumva jocul și ce ar trebui să fac mai exact, încât să mă ajutați să scap mai repede de bunicul, pentru că cel mai probabil nu o să scăpăm din prima, n-am șanse pentru că nu știu jocul deloc, să spuneți acolo în comentarii ce ar trebui să fac și mai facem alte episoade, de ce nu, în cazul care vă... Susținere. Ok. Explică-mi de ce m-a prins. Trebuia să mai dau o dată pe hide, bă? Da, mersi, uite, reclamă cu bani. Nu înțeleg ce am greșit. Nu prea pot să-mi dau seama. Ia. Nu prea știu. Ioi, da. Greu să mai deschis sertarele astea. Să-mi spuneți, băieți, ce am greșit acolo? Păi așa mai bine cred că mă ascund aici să moară Gicu. Dacă mai vine nebunul. Aici văd că e ceva, dar... Nu prea pot să-mi dau seama ce e chestia. Oare vine nebunul?
Da, bă, 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 bunicule! Leave me alone! Și acum oare vine după mine Iisus? Doamne să nu ne prindă, Doamne să nu ne prindă! Babalăcu! Hashtag acolo, toată lumea hashtag în comentarii, hashtag Babalăcu! Sau Moșneagu, sau cum vreți voi. Fai de cap. Mă laud aproape, mă. Hai, mă, nebunule, lasă-mă. O fi plecat. Bă, eu cum se presupune că ar trebui să scap de asta, bă? Aoleu, aoleu, vine, vine, vine. Mă vede aici? Hai, mă, pleacă, mă, nebunule, uai, ce tablou urât. Oare aia e Granny, bă? Spuneți-mi în comentarii, seamănă aia cu Granny? Poate chiar e nevasta lui, bă. Seamănă chiar puțin. Mi-a închis ușa, boss. What the fuck? Yo. Ai de morții tăi. Faci mă speria. Vine după mine, bă. Bă, dar cât de mare-i, bă? What the fuck? Cât de mare-i casa asta? Și mă pot bate cu el? Oare pot să-l despic în două, bă? Unde folosesc ăsta, bă? Mamă, cât de complex e jocul, bă. Vine după mine, așa-i? What the fuck? Ce se întâmplă, bă? Cred că o băgat el un scaun aici și l-a buguit. Ia uite-l. Uite-l pe nebunul, bă. E complicat rău, mă. Mai aveam eu o cheie sus, dar nu știu ce fac cu cheia aia. Trebuie să mă uit la niște YouTuber sau ceva. M-au prins? What the fuck? Păi și care-i schema în jocul ăsta? Nu te poți ascunde ca în Granny? Ok. Aoleu! 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 Lasă-mă! Nu! Exact în spatele nostru! Exact în spatele nostru! Nu! Te rog! Aoleu, urât ești cu spume! Trebuie să mai încercăm să mai facem ceva, mă, nu-mi place chestia asta, nu mai țin după mine. Și acum vine direct după mine, nu? Bă, dar tot de aici vine el, mă? Fratele meu.
Băi, destul de complicat, mă. Are altă mecanică jocul și trebuie să faci cu totul altceva. Asta ce dracu? Pentru ce cheie ai? Nici nu mai pot lua de pe jos. Mersi, joc. De ce nu mai pot să iau cheia asta? Ba da. Păi și, uai, urât e și tabloul ăsta. Păi și acum cum? Uite-l acolo. Cum trec eu de el? Da, nu merge să treci pe lângă el. Aoleo. Băi, nocivanilor. Nu știu, mai încerc un pic și după aia aștept sfaturi și de la voi și eu cred că mă descurcă decât și singur așa. Ia, aici nu ne-am uitat. Hai totuși să încercăm cu cheia asta să vedem dacă putem deschide ceva. Eu cred că asta... Merge să închid ușa, bă. S-a buguit. Ok. Oare rămâne acolo? A, nu. Am înțeles. Cred că asta e ușa pe care trebuie să ieșim noi. Bă, da, mă, s-o bugui, mă. Fai ce mă bucur. S-o bugui de tot? Dar nici nu mai pot trece pe acolo. În fine, hai măcar să mai testăm pe aici. Nu-i nici de aici cheia. Doamne, acolo o să stai. Seringă, bă. Oliu. Oliu. Oliu! What the fuck, man? Și cât insta așa? Yo, cât de tare, bă. I-am băgat seringa în cur, fraților. Hai repede să căutăm pe aici chestii. Na, fraiere, na-ți-o pe asta. Oh my god, nu m-am așteptat la chestia asta. Ce cheie e aia? Red key. Cât mai stă pe jos, mă? Uite, de acolo cred că-i. Asta. Bun. Yo. Oh my god. Bă, jocul ăsta e mult mai greu, mă. Nu știu cât naiba mai stă ăla pe jos. Da, știam că nu trebuie să fac asta, dar mă gândeam oare ce se întâmplă dacă fac. Și acum, cred că o să învie și bătrânul. Ți-a, și-a făcut cea mai mare prostie. Hai, mă, pe bune! Yo, e venit direct nebunul. Yo. Deci când îi dai cu seringa, trebuie să profiți să nu mai mori. Și pot să fac cu chestia asta ceva aici, oare? Cum naiba opresc treaba asta? Nu prea îmi dau seama. Da, vine bătrânul. Nice. Ce pot să fac eu cu ăsta, bă? Ioi. Oricum, sincer, eu mă mulțumesc destul de mult că am învățat câteva chestii ale jocului și nici nu m-am jucat cât m-am jucat foarte puțin. Unde? Ce aici nu-i? Așa, acum o să ne prindă, probabil. Era fain dacă puteam să-l despic în două, bă. Acum o să vină direct după mine, auliu, ce sprint-o băgat. Oh my god, boys. Da, nu pot să închid ușa în nas.
Pe aici am cam căutat peste tot. Și aici nu mai am ce căuta. Bă, da, cam asta e video. O să uite, bă. What the fuck? Păi și? A, uite, ok. Sau asta e... Bă, cred că cu asta am intrat aici, nu? Mă, lasă-mă ăsta, mă! Parcă cu asta am intrat aici. Oricum, am mai învățat o chestie, că poți să tai chestiile astea cu asta. Și cred că și jos, tot cu asta am putea tăia. Hai, mă, dă-i drop la asta, mă, și asta. Oricum mă omoară asta acum. Dar vreau să mă dea jos și să... Da, ok. Am crezut că poate-l bugui, dar nu s-a întâmplat asta. Și ia să vedem. Oare dacă merge în jos, mă? Că și jos era tot așa un fier din asta. Oare jos acolo... am putea tăia? Uite, vezi că așa... Hopa! Hopa așa, boss! Stai așa că nu e așa, chiar am făcut ceva. Am dezactivat de acolo, bă. Easy peasy, boys. Hai să dăm drop la ăsta. O să vină după noi, probabil, acum, dar asta este. Păi și unde am ajuns? What the fuck was that? Păi ce m-am speriat. Bă, când vreau și eu să opresc episodul? Yo! Când vreau și eu să opresc episodul, se tot întâmplă chestii, bă. Deci nu-l mai oprim. Interesant jocul, si... Ce pana mea? Ce-ai nebunule? Oase, posedatule! Păi și mai pot ieși de aici? What? What the fuck? A, și m-a dat de la început. No. Na, păi n-am cum să scap de el, eu vreau jos. Hai, omoară-mă, nebunule. Okidoki. Hai că mai încercăm. Hai că mergem repede. Hai, du-te, du-te, dică, du-te, dică. Bun. Și înseamnă că ar trebui să o luăm prin partea cealaltă, după gândirea mea de moluscă. Destul de intens jocul ăsta. Deci nu o luăm pe partea aia, o luăm pe partea aia. Asta. Cred. Păi nu pe aici am mers și înainte? Cred că nu. Și... Am găsit toporul, bossule. Și cred că acum putem tăia acolo, la ușa aia. Cred. Du-te, bă, naiba de nebunul, naiba, că nu-i numai bunicul pe aici. Mai e și posedatul ăla, ioi, urât ești ăla. Ioi, doamne. Deschizi și tu asta? Hai, mă, să văd că poate era. Nu era nimic, ok. Mai aia de jos. Nici în asta nu-i nimic. Posedatul, dracu, ia uite-l și pe ăsta, mă. Aici unul subgrumat. Doamne, băi, dar numai nebunii poate să fac... Ok, am și rang aici. Deci bine, deci știu că am și rang. Hai să mergem înapoi cu toporul. Să încercăm să tăiem de la ușa aia. Vine bătrânul, oare? Să sperăm că nu vine. Să apuc cu toporul să vedem dacă pot să sparg alea. Și după aia am și ranga aia. Dacă nu merge cu toporul, înseamnă că merge cu ranga. Uite, pe nebun. Ha, mă, nebunule, du-te, bă! Ok. Fugi! O închis ușa, de ce, nebunule? Repede, 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 repede.
Nu, aici era, vai că ușa era dincolo, bă, ok. Și acolo ce cheie ne trebuie? Păi de unde ți-a o cheie aia, bossule? Aveam noi o cheie sus, hai să ne ducem după ea, să o aducem. Și să vedem, poate putem face ceva cu cheia aia, poate chiar cu aia. Ce culoare era? Galben. Hai să ne gândim. Aveam noi o cheie pe aici odată. Nu mai este? Ce dracu am făcut cu cheia aia, mă? Nu mai știu ce am făcut cu ea, băieți. Vine iară nebunul după mine, oi, oi, oi. Fii atent ce nebunul-i. Doamne, iartă-mă. Sandiliu, dracu, care este el. Oare jos a lăsat cheia, mă? Bă, nu mai știu, bă. Oricum, nu cred că era cheia bună. Pe aici am căutat peste tot, oare? Iară vine nebunul. Cheia roșie. Nu mai știu unde a lăsat cheia. Ai. Și nici nu mai găsesc altceva. Cu ranga aia nu știu ce aș putea face. Oare pot sparge lacă? Dar nu, că îmi trebuie cheie. Sigur că arăta o cheie acolo. Oare mai sunt camere secrete sau ceva? Ceva ce nu văd eu sau nu știu? Aici e fundătură deja. Băi, iar m-au speriat ăsta. Pot să-l dau jos? Pot să-l dau jos pe asta, oare? Nu pot. Și am ranga aia. Ce dracu fac cu ranga? Uai, ce m-am speriat de asta, am crezut că e bătrânul, mă, băi, atât de nebun. Ia, pot să iau frânghia asta? Nu, apare nu merge. Ok. Nu, deci chiar nu mai știu ce aș putea face. Chiar m-am blocat. Să spuneți unde am greșit și ce altceva mai puteam să fac aici. Poate cheia aia putea deschide ceva, dar eu n-am găsit, oricum am avansat destul de mult. Dacă mai aveți alte propuneri de ce ar trebui să fac în jocul ăsta, ceea ce am greșit sau ceea ce ar fi trebuit să fac, să-mi spuneți acolo în comentarii. Și dacă mai vreți și alte jocuri horror, dați un like acestui joc, lăsați acolo în comentarii să știu că mai vreți. Poate mai facem și cu Granny, poate mai facem și cu Slendrina și cu Grandpa, doar să spuneți acolo să știu că vreți și atunci eu cu siguranță o să fac. Și încă ceva important, dați click pe primul video din descriere, este că vine bătrânul. Dați click pe primul link din descriere, intrați pe video și o să vă explic acolo pas cu pas ce trebuie să faceți. Uite mă, ca în siringa aia ară, mă. Ia să-i mai băgăm siringa-l ăsta. O să vă explic acolo, dacă dați click pe primul video din descriere, pas cu pas ce trebuie să faceți. Haha, ce tare e faza, mă. Du-te, mă, în pana mea. Și pot să eu iau? A, nu mai pot să eu iau. Dar e tare. What the fuck. Ce seringă i-am băgat. În fine, easy peasy, click pe primul video din descriere și acolo vă explic pas cu pas cum trebuie să faceți pentru a-mi da follow pe StreamCraft, o platformă pe care eu fac live-uri destul de des. Momentan am făcut doar unul, dar cu siguranță o să mai fac. Și eu consider că avem șanse să mai strângem acolo o comunitate super mare pentru a fi siguri în cazul în care se întâmplă ceva cu YouTube-ul, că mai avem încă o platformă pe care ne putem baza. Suntem deja aproape 700 de followeri și vă aștept și pe voi. Easy peasy, vă aștept, vă mulțumesc pentru atenția acordată și pandaul vostru preferat vă salută. Scrrr!